Bun găsit, vă spune Mihai Silviu Chirilă pe canalul Mărturisirea Ortodoxă la o emisiune pe care am vrut să o fac mai de mult, chiar la începutul lunii, dar din păcate s-au ivit niște teme de discuții un pic mai grave decât cea pe care o dezbat astăzi, la o emisiune despre legătura care există între ecumenism și ideologia globalistă a schimbărilor climaterice, adică ideologia în baza căreia dictatura globalistă dorește să impună schimbarea modului nostru de viață și să ne transforme în sclavi, pentru a înțelege faptul că, de fapt și de drept, ecumenismul este parte din proiectul globalist de înrobire a umanității și este partea religioasă a proiectului globalist de înrobire a umanității, mă iertați. Lucruri pe care eu l-am mai spus sunt foarte multe, în foarte multe filme. Cei care priviți acest canal al meu, mulți dintre dumneavoastră, sunteți oameni care cunoașteți aspectul acesta social al luptei mele, al mărturisirii mele publice, și anume faptul că, pe lângă faptul că m-am implicat în lupta împotriva ereziei ecumeniste promovată de arhierei români, odată cu Sinodul din Creta, promovată public odată cu Sinodul din Creta, în decursul acestor ani, în decenii, nu, acest deceniu, ultimul deceniu și înainte, m-am implicat foarte adesea în lupte publice pentru apărarea drepturilor cetățenești împotriva abuzurilor pe care le face dictatura globalistă. În ultimii ani, în mod special, în ultimii ani, m-am implicat în dictatura care s-a instaurat odată cu 2020 și anul trecut, de exemplu, am organizat în Piatra Neamț un protest maraton, aș zice eu. Am protestat vreo lună în fiecare săptămână împotriva promovării acestei ideologii false a schimbărilor climaterice și a promovării în legislația României a orașul de 15 minute, a îngrădirilor, a taxe de carbon și toate lucrurile acestea care anul acesta au fost puse cumva în așteptare, mă iertați din nou, au fost puse cumva în așteptare, adică fiind an electoral nu s-a făcut foarte mare caz de ele, dar să știți că odată ce se vor încheia aceste alegeri, dacă românii votează la fel de prost cum votează de obicei și nu vor vota niște naționaliști, niște patrioți suveraniști, anul viitor, probabil în toată Europa, se va relua în forță dictatura climatistă cu toate măsurile care decurg din această dictatură, din această ideologie absolut fără niciun fundament științific, care nu este altceva decât o păcăleală pentru a ne lua libertatea și a ne închide în niște țarcuri, în niște închisori în aer liber, în niște campusuri dintre astea de lagăre de concentrare, în care să fim controlați de către sistemul globalist. Iată că ceea ce am tot spus noi de-a lungul timpului, ce am spus eu și ce au spus și alții de-a lungul timpului, legat de faptul că există o conexiune directă între ecumenism și globalism și că toate au același centru de comandă, și că ecumenismul nu are nicio legătură cu unitatea creștinilor, cu înfăptuirea reîntoarcerii ereticilor la Hristos, cu refacerea bisericii și așa mai departe. N-are nicio legătură. N-are legătură doar cu controlul creștinilor de către un grup globalist religios cât mai restrâns și promovarea agendei antihristice la care s-ar dori să participe și creștinii atunci când va fi pusă în aplicare. Există pe site-ul basilica.ro, deci Patriarhia Română, da? Ne arată cum au sărbat reprezentanții cultelor creștine ziua de rugăciune pentru mediu. Da? În primul rând ce observăm? Că ei sunt reprezentanții cultelor creștine, deci sunt toți creștini, sunt
nu mai este eretic, nu mai este nimic. Ziua de rugăciune pentru mediu a reprezentat un nou context potrivit pentru a exprima idealul de unitate în Hristos. Un moment dedicat acestei zile a fost organizat duminică la o mănăstire catolică de lângă Roma, printre invitații aflându-se Preasfințitul Părinte Siloan, episcop ortodox român al Italiei. Reprezentanții fiecărui cult au rostit rugăciunilor pentru mediu, după caracterul lor confesional, conform normelor respectate în săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Adică fiecare și-a rostit rugăciunea sa și se presupune, după normele acestea pe care ne le explică părintele profesor Vasile Ioniță, se presupune că asta n-a fost o împreună rugăciune cu ereticii. Nu, pentru că fiecare s-a rugat în lumea lui. Numai că dacă ne aducem aminte de Sfintele Canoane, Sfintele Canoane ne spun că prezența cuiva într-un lăcaș de cult care nu este ortodox și rugăciunea în acel lăcaș de cult, chiar dacă nu împreună cu acela, este rugăciune eretică. Este eretică, este interzisă. Momentul comun a avut loc la final, când fiecare participant a turnat apă la aceeași plantă de hibiscus, specie care înflorește delicat și scurt pentru o singură zi. Duminică s-au împlinit 35 de ani de la instituirea la începutul anului bisericesc ca zile de rugăciune pentru mediu în Biserica Ortodoxă la inițiativa Patriarhului Ecumenic Demetrie I al Constantinopolului. În mesaj transmis de cu ocazia zilei de rugăciune pentru mediu, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a avertizat că este nevoie de o schimbare radicală de mentalitate la nivel global, de o revizuire substanțială a relației dintre omenire și natură. Adică a spus exact ceea ce spune și Klaus Schwab. Da, și Klaus Schwab spune la fel. Este nevoie de schimbare radicală. Haideți să mergem să vedem exact ce a zis Patriarhul, da? Iată, tot pe Basilica îl găsim pe acest lup îmbrăcat în piele de oaie alături de mielușei, da? E o imagine superbă, o imagine cu Patriarhul Bartolomeu, lupul în piele de oaie, ținând în brațe mielușii și vă aduceți aminte ce spune acel scrit. Este un om politic american, cred, care spune că a te încrede în oamenii politici este ca și când a avea încredere în oamenii politici este ca și când o oaie și doi lupi s-au întâlnit și discută ce vor mânca în seară. Da? Superb, superb. Da? Doi lupi și o oaie se întâlnesc și discută ce mâncăm de seară. Da? Cam asta este. Aceasta este imaginea pe care mi-o arată mie Bartolomeu. Da? Vă mai arăt o dată, e superb. Da? Bartolomeu împreună cu cei doi mielușei zice, stă la discuție cu ei, ce-ați dori să mâncăm de seară? Da? Bun, perfect. Este nevoie de o schimbare radicală a mentalității la nivel global, de o revizuire substanțială a relației dintre omenire și natură, avertizează Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului. Altfel vom continua să tratăm consecințele catastrofale ale crizei ecologice, lăsând intacte și active rădăcinile problemei. Amenințarea mediului este o dimensiune a crizei extinse a civilizației contemporane. În acest sens, abordarea acestei probleme nu poate avea succes decât dacă face pornind la principiile aceleiași civilizații, tipul de raționament care a creat problemă. Ne-am exprimat în mod repetat convingerea că bisericile și religiile pot contribui în mod semnificativ la o conversie spirituală și evaluativă vitală pentru binele și viitorul umanității. Da? Zice lupul îmbrăcat în piele de oaie. Superb, imaginea superbă, da, lupul îmbrăcat în pielea de oaie. Același lucru îl spune și Patriarhul Dimitrie, care în 1989, iată ce spunea, Patriarhul Ecumenist Dimitrie, care spunea așa: oamenii de știință și alte persoane învățate ne avertizează astăzi că există un pericol și că vorbesc despre fenomene care amenință viața pe planeta noastră, acum, cum ar fi așa numitul efect de seră, ale cărei prime semne sunt deja menționate. Da? Omul contemporan, abuzând de poziția sa privilegiată în creație și de încrederea pe care i-a dat-o Creatorul, a condus deja lumea la marginea autodistrugerii apocaliptice, fie în forma poluării naturale, care reprezintă un pericol pentru toate făpturile vii.
Da? Din nefericire, în zilele noastre, sub influența raționalismului extrem și al egocentrismului, omul a pierdut simțul sacralității creației și acționează în calitate de conducător arbitrar. Da? Omul nu poate exploata la infinit și după propria plăcere resursele naturale și energia. Prețul acestei eroganțe va fi a propria distrugere. Da? Deci acesta este un discurs ecologist. Și hai să vedem ce zice Sinodul din Creta. Sinodul din Creta în 2016 a avut un document care se numea Misiunea Bisericii în lumea contemporană, în care la un moment dat zice așa: criza ecologică actuală, care este legată de schimbările climaterice și de încălzirea globală, face imperativă obligația Bisericii de a contribui prin mijloace spirituale de care dispune la protejarea creației lui Dumnezeu împotriva efectelor lăcomiei umane. Lăcomia de a satisface nevoile materiale duce la sărăcirea spirituală a omului, la distrugerea mediului înconjurător. Da? Pentru Biserica Ortodoxă, capacitatea de cercetare științifică a lumii constituie un dar de la Dumnezeu făcut omului. Însă, pe lângă această afirmație, Biserica Ortodoxă subliniază același timp și pericolele pe care le implică realizările științifice. Bun. Deci, toți acești ierarhi discută exact în duhul lui Klaus Schwab. Nu este absolut nicio diferență între discursul pe care îl are acest patriarh ecumenic Bartolomeu, între discursul lui Dimitrie I și între discursul promovat la Sinodul din Creta. Toți promovează ideologia falsă a schimbărilor climatice provocate de om pentru a induce credincioșilor ortodoxi mai ușor ideologia pe care vrea să le inducă Klaus Schwab prin intermediul tembelizorului și pentru a determina aplicarea la scară planetară a acelei politici absolut criminale izvorâte din pseudo-știința schimbărilor climatice. Orașul de 15 minute, adică pușcăria în aer liber în care nu mai ai voie să ieși din care nu mai ai voie să ieși. Taxa de carbon, da? Adică reducerea consumului și reducerea completă a oricărei comodități a vieții, încălzirea fără lemne, desființarea carburanților, amprenta de carbon, da? Deci, practic, ești considerat un dușman al vieții pe pământ pentru simplu fapt că respiri. Pentru faptul că respiri și produci dioxid de carbon, ești un dușman al vieții pe pământ și trebuie să plătești o taxă și trebuie să ai niște consecințe negative pentru faptul că respiri. Și nu în ultimul rând, nu-i așa, toleranța zero față de carbon sau carbon zero, ideologia absolut criminală prin care se dorește eliminarea cu totul a dioxidului de carbon de pe planeta Pământ. Ceea ce practic va duce cu sine la o distrugere completă a vegetației și odată cu distrugerea completă a vegetației va duce cu sine și la dispariția omului. În numele acestei ideologii care se pune în practică de anul trecut, deja orașele de 15 minute au început să apară, deja și în România. S-a dat o lege în care orașele de 15 minute sunt promovate. S-a dat în România o lege prin care, dacă în mi-a spus cineva că s-a modificat codul rutier și dacă treci pe acele linii care sunt dedicate culoarelor de mobilitate, poți să fii amendat. Da, nu s-a mai făcut tapaj, nu s-a mai făcut publicitate, dar încetul cu încetul orașele noastre încep să-și pregătească infrastructura pentru a se transforma în orașe de 15 minute, adică în pușcării în aer liber. Vă mai repet o dată. Anul acesta este în toată Europa și în toată America an electoral. Din acest motiv s-a pus batista pe țambal cu privire la escrocheria climaterică.
se așteaptă ca popoarele să fie păcălite încă o dată și agenții lui Soros și agenții lui Klaus Schwab să fie realeși pentru că ei să-și poată continua activitatea de transformare a societății în care trăim într-o pușcărie în aer liber. În spatele acestei pușcării se află falsa teorie a schimbărilor climaterice și a crizei ecologice pe care o promovează inclusiv la nivel bisericesc, patriarhul ecumenic și toți semnatarii sinodului din Creta. Nu mai vorbim de faptul că, pe lângă faptul că promovează dictatura climatistă, ierarhii noștri promovează și ecumenismul, deoarece ecumenismul este arma religioasă, brațul religios al dictaturii globaliste sataniste. Mai simplu de atâta nu cred că pot să explic, mă iertați. Cred că mai simplu și mai evident de atâta nu cred că există o... Nu știu, nu cred că există mai simplu de atâta, da? Trebuie să spun încă o dată. Nu există nicio dovadă științifică a faptului că ar exista o schimbare climaterică produsă de om. Produsă de om în sensul de viața lui pe pământ. Nu există nicio dovadă în acest sens. Toate ideologiile acestea, că dioxidul de carbon care este produs de către industrie și așa mai departe distruge planeta, sunt false. Deoarece există dovezi și, dacă vreți, vă trimit la un film mai vechi al meu și la alți oameni care s-au ocupat mai serios, care sunt oameni de știință, da? Eu nu am făcut decât să preiau ideile la ei, care arată că există studii și dovezi, care arată că odată cu revoluția industrială din Anglia, din secolul 17-18, s-a produs o înverzire a planetei, deoarece s-a produs dioxid de carbon, dioxidul de carbon la rândul său a produs vegetație. Dioxidul de carbon este pentru vegetație ceea ce este oxigenul pentru oameni. Da? Cel mai mare rezervor de dioxid de carbon este oceanul planetar, care nu are nicio legătură, nu are nicio influență din partea industriei și activităților omului. Da? Prin urmare, nu există nicio știință. Și dacă ne uităm la ce zice patriarhul îmbrăcat în piele de miel, că oamenii de știință și oamenii învățați ne-au spus că există un pericol la adresa planetei și a vieții pe pământ, criza ecologică și așa mai departe, trebuie să-i spunem acestor oameni, trebuie să le spunem că toți oamenii de știință care au promovat această escrocherie numită schimbarea climaterică sunt oameni aflați pe lista de pe lista de plată a Forumului Economic Mondial al lui Klaus Schwab. Și de unde știm aceasta? V-am arătat de nenumărate ori. Klaus Schwab într-un film acum 2 ani la Forumul la Davos a spus: avem de partea noastră, avem preoți, avem arhierei, avem bisericile, avem academia, avem oamenii de știință. Da? Deci dacă el a recunoscut simplu că îi are pe toți în buzunar și toți cei care savanții au zis, savanții aceia nu sunt decât agenți ai globalismului care promovează ideologia falsă a schimbărilor climatice, așa cum au promovat în anii 90-80, ideologia falsă a resurselor care trebuie să dispară, da? Dacă vă uitați până și pe Wikipedia, era la un moment dat faptul că erau predicții că până în 1989 trebuie să curgă ultima picătură de petrol. Și tot așa. Nu, se mizează pe faptul că dumneavoastră, noi, oamenii simpli, nu putem să facem, nu avem posibilitatea să facem experimentul necesar pentru a afla care este situația reală a planetei Pământ. Și din acest motiv noi suntem obligați să-i credem pe ei. De ce? Pentru că ei au diplome universitari, ei dau impresia că sunt cercetători, că sunt savanți și atunci cine suntem noi să nu îi credem pe ei. În realitate, însă, omul care trăiește în comuniune cu natura știe că nu există niciun fel de schimbare climaterică, nu există niciun fel de criză ecologică cu minte sinodul din Creta. Există o iluzie a schimbărilor climaterice, există o iluzie a crizei globale
ecologice promovată și creată prin manipulare tehnologică, prin chemtrailizare, prin instrumente HAARP și vă trebuie la un film al meu mai vechi în care am arătat un document, un tratat din prin anii 1970, care exista un tratat, au făcut marile puteri un tratat de limitare a folosirii tehnologiilor de manipularea climei. Dacă au făcut un tratat de limitare a tehnologiilor de folosire a instrumentelor de manipulare a climei, asta ce, care este prima concluzie? Că acele există. Da? Și vă trimit, mă rog să urmăriți pe canalul meu, este un film în care eu am vorbit pe larg, pe larg, am să-l caut și am să pun jos un link, am vorbit pe larg despre această problemă și despre faptul că ceea ce noi am fost reeducați din anul 2000, s-au schimbat anotimpurile, nu mai sunt anotimpuri, nu mai plouă, nu mai ninge, toate astea sunt rezultate ale manipulărilor climaterice. Manipulările climaterice se desfășoară la milimetru în toată lumea, în toată lumea, mai puțin în anumite țări care n-au acceptat, Elveția, Israel, Bulgaria, n-am văzut în Bulgaria niciodată. Da, dar ceilalți care sunt conduși ca niște colonii au acceptat și sunt în această situație. Deci, este absolut înfricoșător faptul că ierarhii din Biserica Ortodoxă, care sunt semnătarii sinodului din Creta și patriarhul acesta, care se autonumește Patriarhul Verde, eu aș zice că mai bine așa spune patriarhul, ereziarhul verde, da? Bartolomeu, se transformă în instrumente ale ideologiei globaliste climatiste, ale cărei consecințe le vom trăi în anii ce vor veni. Bineînțeles, dacă popoarele nu se deșteaptă și nu îi înlătură de la putere. Este absolut, absolut înfiorător că ierarhii noștri, care ar trebui să fie depozitari, ar trebui să fie păzitorii dreptei credinței, pun la dispoziția pseudo-științei globaliste instrumentele teologice de convingere a populației că trăim o catastrofă și că dacă nu, lăcomia umană, da, lăcomia umană. Poate discursul ăsta ar trebui să-l țină papa Bartolomeu, celor care îl apără pe el și îl promovează pe el, pentru că lăcomia umană este bine cunoscut că la nivel de lăcomie umană 90% din populația planetei trăiește în sărăcie, în timp ce toate resursele planetei se află în mâna unei clici globaliste care are 0,1% din populația planetei. Da, deci nu este nicio problemă de lăcomie umană, este o problemă de distribuție absolut nedreaptă a averilor. Nu de lăcomie umană, nu pentru că oamenii trăiesc și mănâncă de 3 ori pe zi este problema că nu ne ajung resursele, ci pentru că resursele au fost acaparate de o clică. În momentul în care un om trăiește cu 1000 de euro pe lună și unul din această clică trăiește cu 300 de mii sau cu 1 milion de euro pe lună, cred că nu este o problemă de... Aici este o problemă de distribuție a averii și nu de inexistența resurselor, da? Bun. Mai trebuie spus că, pe lângă faptul că prin această săptămână, zi de rugăciune pentru mediu, ierarhii noștri își aduc contribuția, își dau obolul la îndobitocirea populației planetei și la păcălirea populației planetei, care exista o criză ecologică care nu are ca rezolvare decât marea resetare a lui Klaus Schwab, transformarea lumii în pușcării în aer liber, confiscarea averilor, confiscarea proprietății private, închiderea oamenilor în aceste pușcării de 15 minute, taxarea lor până la maximum pentru a îi obliga să nu mai consume, dispariția hranei animale din viața oamenilor, uciderea vacilor, vă aduceți aminte planul dement al lui Mark Rutte din Olanda, distrugerea agriculturii și înlocuirea
mă iertați, produsele agricole cu produse sintetice create de Bill Gates în laborator, pline de nanoboți, pline de organisme modificate genetic. Pe lângă faptul că ierarhii noștri se fac agenți ai acestei dictaturi sataniste, ale cărei consecințe vom reîncepe să le simțim începând de anul viitor, pe lângă acest fapt, ecologia, ecologismul este rezultatul unei ideologii new ageiste de factură păgână. Am mai spus-o de nenumărate ori, ecologia nu este pur și simplu o grijă față de mediul înconjurător. Știința care se ocupă de prezervarea mediului înconjurător se numește protecția mediului. Ecologia este o iluzie a protecției mediului izvorâtă din doctrina păgână care consideră că pământul este o zeitate și se numește zeitatea mamă, zeița mamă. În civilizațiile păgâne primitive, pământul era adorat ca o zeitate. Creația era adorată ca o zeitate. Avem astfel Gheia, zeița Gheia din Antichitate, zeița Pachamama din America de Sud, este o zeiță maternă la Cucuteni, în județul Iași, o civilizație de vreo 5.000 de ani la Cucuteni, și peste tot în general avem astfel de zeițe materne. Adepții acestor religii păgâne, animismul acesta păgân, conjugați cu feminismul, pentru că zeița este zeiță, mamă, da, și se promovează zeitatea feminină, adică feministă, au determinat la nivel internațional apariția unor sărbători pasămite ecologiste, dar care de fapt sunt niște forme de cult la adresa acestei zeități păgâne. Astfel avem Ziua Pământului, o sărbătoare promovată la Organizația Națiunilor Unite de către fostul președinte, cred că e fostul președinte al Boliviei, Evo Morales, care este adept al cultului Pachamama, Pământul Mamă. Avem Ora Pământului, prin luna martie. Dacă vă aduceți aminte, este acea oră în care se închid toate luminile în țările europene și americane și se fac tot felul de practici macabre, sataniste, vrăjitorie, new ageism. Da? Și avem, iată acum, și ziua de rugăciune pentru mediu. Deci, ierarhii noștri, conștient sau inconștient, luând în brațe această doctrină a ecologismului, a crizei planetare, a suferinței planetare, se fac adoratori păgâni ai unui cult vechi numit cultul zeiței Pământul Mamă. În urmă cu vreo 10 ani, cred, în Piatra Neamț, o organizație de genul acesta new ageistă a dorit să implementeze în mijlocul municipiului Piatra Neamț să pună o statuie a zeiței mamă de la Cucuteni, și un grup de creștini ne-am opus pe cale legală, ne-am dus și am făcut demersuri legale și am cerut primăriei să ia notă de faptul că în municipiul Piatra Neamț nu există jumătate închinătoare ai zeiței mame și jumătate creștin, ci este un oraș creștin. Ca urmare a demersului nostru de atunci, până astăzi eu n-am mai văzut să se fi făcut acea dorință, să se mai fi materializat acel proiect de implementare în mijlocul orașului, într-o piață mare, într-un rond de asta foarte important în Piatra Neamț, a acelei statui păgâne, care se făcea, nu așa, sub auspicii culturale, redescoperirea civilizației de cu 5.000 de ani și așa mai departe. Dar mi-aduc aminte că protopopiatul de atunci și de acum, al Pietrei Neamț, atunci a propus că dacă tot se face, noi nu avem nimic împotrivă, să se pună zeitatea păgână, dar în fața zeității păgâne să se pună și o troiță. Deci cam asta a fost soluția găsită de protopopiatul de atunci. Noi ne-am opus și atunci.
Și am spus, da, Troiețe se poate pune, zeitate păgână, n-ar zi căuta în Piatra Neamț, care este orașul Sfântului Ioan Botezătorul. Din câte am văzut eu, trecând prin Piatra Neamț, n-am văzut niciodată zeitatea aia, adică chiar și după ce, în anii următori, nu cred că s-a mai realizat proiectul acesta. Dar vă spun asta ca să înțelegeți cum se pune problema și cât de slabă este înțelegerea factorilor bisericești, conducătorilor bisericești față de aceste subtilități neoegiste, neomarxiste și cât de ușor sunt păcăliți. Dar dacă preoții sau protopopii pot fi păcăliți, na, asta e, ierarhii n-au nicio scuză. Ei n-au nicio scuză. Faptul că sunt ignoranți nu este o scuză pentru ei. Deoarece singurul lucru pe care trebuie să-l facă un ierarh în viața lui este să apere dreapta credință. Nu trebuie să fie mare constructor, mare inginer, trebuie să apere dreapta credință. Dacă apere dreapta credință, nu contează că faci, că ne rugăm în stradă sau într-un cort sau într-o catedrală de 1000 de ani. După cum, dacă nu aperi dreapta credință, n-are nicio importanță că catedrala este poleită cu aur de sus până jos, dacă nu este dreapta credință. Noi, cei care luptăm împotriva ereziei ecumenismului și am fost alungați din bisericile noastre pentru acest lucru și stigmatizați ca schismatici, ne rugăm afară. La orășeni eu mă duc la biserică și mă rog afară, în stradă. N-are nicio relevanță. N-are nicio relevanță atât timp cât acolo există dreapta credință. Da? Deci, episcopul nu are nicio scuză pentru faptul că este ignorant. Nicio scuză. Dar opinia mea este că foarte mulți dintre episcopii care se pretează să facă astfel de activități nu sunt ignoranți. O fac cu deplină conștiință și cu deplină cunoștință de cauză. Bartolomeu pare a fi atât de dedicat cauzei și nu pare a o face din ignoranță, ci pur și simplu pentru că este parte a acestei structuri globaliste, a acestei clici globaliste care dorește distrugerea modului nostru de viață și înrobirea populației planetei prin dictatură electronică, prin transhumanism, prin orașele de 15 minute, prin toate acestea, iar ecologia și ecumenismul sunt, ecumenismul este brațul religios al acestei dictaturi, iar ecologia este un fel de, dacă vreți, un fel de ideologie justificatoare a unei astfel de dictaturi. Vă rog să înțelegeți conexiunile pe care le-am făcut eu în acest film și să începeți să vă înțelepțiți și să pricepeți ceea ce fac ierarhii noștri și ceea ce fac conducătorii bisericii noastre și să începeți să-i învățați, ori să-i obligați să renunțe la astfel de practici care n-au nicio legătură. N-au nicio legătură. Toată această ideologie cu noi salvăm planeta este rezultatul ateismului și a lipsei de credință, este rezultatul faptului că cei care promovează această ideologie, trebuie să facem ceva să salvăm planeta, nu au niciun fel de credință în purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de creația sa. Îmi pare foarte rău să o spun, mă uit cu foarte mare supărare și tristețe și văd că patriarhi, episcop ca acest nefericit episcop Siluan al Italiei și alții își închipuie că proiectele lor ecologiste țin loc de purtare de grijă al lui Dumnezeu și își închipuie alături de ateii și adepții pseudoștiinței că ei au capacitatea de a salva planeta de un pericol oarecare în locul lui Dumnezeu. Este absolut înfiorătoare această operă de falsificare a revelației până la urmă. Ideea că ei sunt chemați să facă lucrarea lui Dumnezeu de protecția propriei sale creații este cutremurătoare. Este cutremurătoare dacă e de înțeles la,
la un ateu, la un pseudo om de știință, care se crede el însuși Dumnezeu, n-are nicio scuză în fața unui ierarh al Bisericii Ortodoxe. Doamne ajută-mă!